Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a fost achitat de Tribunalul Timiș în dosarul în care a fost acuzat de DNA de instigare la abuz în serviciu. Și celelalte persoane din dosar au fost achitate, însă decizia nu este definitivă. Mai exact, Virgil Musta a fost trimis în judecată de DNA în noiembrie 2022, după ce ar fi determinat 3 asistente medicale să presteze servicii medicale la firma la care el este asociat, deși ele se aflau în timpul programului de lucru la unitatea medicală. Nu aș vrea să fac multe comentarii. Vreau să spun că mă bucur că justiția și-a făcut datoria și să se egală dreptatea. Sper ca și în celelalte etape care probabil vor urma ale procesului lucrurile să se desfășoare corect și să fiu declarat nevinovat, ceea ce este și realitatea. Este o bulină neagră pentru DNA tot ceea ce s-a întâmplat? Nu pot să spun așa ceva. Fiecare își face datoria cum consideră și este, eu sunt mulțumit că totuși adevărul este la iveală. Dar cum rămâne cu faptul că v-a fost periclitată imaginea cu acele acuze în acea perioadă? Care mă știe și mă cunoaște, cunoaște și caracterul. Procurorii l-au acuzat pe Musta că ar fi determinat 3 asistente medicale să lucreze la clinica sa timp de 3 ore pe zi, deși acestea ar fi fost plătite de spital. Prejudiciul care i s-a imputat a fost de 12.173 de lei, procurorii punându-i sechestru pe această sumă.